Agora, baixo de Mercury. Are dreptate, domnul Paulică, când vă spate retardați pe unii dintre voi, repet, unii dintre voi cu ghilimele de rigoare. Asta aș vrea cu vă filozoful, dreptul, până mai rele arterea aici, pe angazele aici, ce se numă, stai și pas cu la cap, dar dreptul din gură. Microfonul în continuare al lui domnul Paulică, fiindcă eu ies în Ploiești. Vă doresc sănătate, fericire, sărbători fericite și tot ce vă doriți voi. Adică cum nu facem chestia aceea, blocul acela? N-avem, ne-a interesat cu peștele, cu reabilitarea, cu nu știu cine, a persoane. Dar cum? Dar voi? E la fel. Te-a interesat că ăsta e peștele, ăsta nu e omul, ăsta e țiganul, ăsta e nețiganul, ăsta e orb, ăsta e orb, poate ideea mea, dar fută-l, frate, să țipă și colo și dincolo, dar de ce oare? Că a țipat aici unul și a scos capul pe geam celălalt. După ce emit eu, mi se repet, 10 microfon. Parcă pleca să-i dreacu, bă, de lor la revedere, stai-și dreacu. Bă, colegule, exact, dacă de lor la revedere, de ce nu stai așa, colegule? Păi tu le știi în răturile astea, nu altă. Da, într-un loc. Acum câteva zile s-a angajat la ICCTR-ul, avea dosarul băgat, era mare și tare, de lăsura. Dai liniște, dragi, cum mi-au dat kilometru 6 la Brăjoi, la Ploiești. Așa, o mai fac și încă o dată. Să mă distrez ca să mă înțelegi. Urez nu nicio chestie.